Bună ziua, stimați telespectatori! Suntem la o nouă ediție a emisiunii noastre Fețele nevăzute ale istoriei. După cum bine știți, în fiecare an, în luna septembrie, la începutul acestei luni, se comemorează la Țebea memoria lui Avram Iancu, creișorul munților, cel care a încetat din viață la 10 septembrie 1872. Cu acest prilej se petrec Sărbări, unele mai impunătoare, altele mai puțin impunătoare, dar oricum, sărbări care adună mii de oameni, iar după 1989 îi adună în primul și în primul rând pe politicieni care de multe ori au transformat această sărbătoare într-un alt lucru decât ceea ce trebuia să fie, Căutând cu predilecție ideea de a obține cât mai multe voturi dintr-o zonă de altfel extrem de populată la această sărbătoare, și crezând că aici este momentul prielnic pentru obținerea lor. Desigur că sunt și momente înălțătoare, momente de, de discursuri solemne și mai ales de evocări privind personalitatea, viața, activitatea uh, acelui care a fost Avram Dar una peste alta tot ceea ce se întâmplă la Sebea se întâmplă într-un context să spunem istoric deosebit pentru că Sebea nu înseamnă numai uh, lui Avram Iancu a prefecțiilor săi Simon Groza, Ion Buteanu ci înseamnă mult mai mult înseamnă un complex memorialistic, un complex memorialistic despre care vrem să vorbim astăzi mai mult și să ne axăm pe ceea ce înseamnă țebea în ansamblul ei. Pentru această emisiune l-am invitat pe domnul dr. Joachim Lazar, o personalitate cunoscută a istoriei noastre și locale, un om care a scris și a publicat foarte mult, cunoscut și pe plan național, un om al locului în același timp, născut în Comuna Crișan, deci iată în zona aceea de efervescență istorică a uh, zonei uh, Țeba, Baia de Criș, uh, Criș, uh, Crișan și așa mai departe, Plus, domnia sa, cu lungi cercetări în domeniu, să mai spunem, a fost o lungă perioadă, director al muzeului astăzi, ce poartă numele de civilizații dacice și romane, și o altă lungă perioadă, șef al secției de istorie a acestui muzeu. Mai mult decât atât, domnia sa, printre multele publicații pe care le are, trebuie să o menționăm și pe ultima dintre ele și cea mai apropiată ca și timp, este vorba de o carte care Avram Iancu în memoria posterității, o carte care relevă a memoria sa în trei uh, momente, să spunem, istorice diferite. Este vorba de perioada interbelică, de perioada uh, comunistă și de perioada postdecembristă, fiecare cu manifestările ei, cu modalitățile sale de a privi pe Avram Iancu și de a privi tot ceea ce se, întâmplau la, se întâmplă la, aceea la aceste comemorări. Domnule Joachim Lazar, vă mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră în emisiune și putem să începem emisiunea noastră. Cred că totuși, înainte de a vorbi de complexul uh, memorial Țebea, să stabilim și câteva repere legate de această sărbătoare de Avram Iancu și câteva cuvinte despre ceea ce dumneavoastră ați pus în această lucrare în cele trei etape ale, ale evoluției uh, memoriei uh, asupra lui Avram Iancu. Sigur, am încercat, prin publicarea acestei cărți, să clarific anumite probleme care încă nu erau destul de bine cunoscute pe baza documentelor, pe baza unor descrieri ale epocii. Și am încercat să urmăresc cum a fost privită personalitatea lui Avram Iancu din momentul în care a fost așezat în mormântul de la Țebea. Sigur, e o perioadă destul de critică, cea de până la 1918, fiindcă toate încercările de a pune în valoare această mare personalitate a istoriei noastre, acest conducător a Revoluției Române din Transilvania, au fost, au primit o serie de pedici au suferit o serie de obstrucții. M-aș gândi în primul rând la faptul că încă din momentul ceremoniilor de înmormântare din 13, imediat după ce el a fost înhumat la Țebea, autoritățile au și declanșat o cercetare, fiindcă în cele trei zile cât a fost depus pe catafalc în casa lui Ion Simionașu din Baia de Criș, casa a fost împodobită cu drapele tricolore românești în doliu. Și acest lucru a deranjat și s-a încercat, s-a început o anchetă și au fost cercetați atât notarii din Brad, din Baia de Criș, cât și pretorii celor două Celor două localități, Baia de Crișe Brat, ce s-a întâmplat și, sigur, s-a făcut un raport către Ministerul de Interne Maghiar, care a spus că, pe viitor, nu trebuie să se mai întâmple asemenea lucruri. Aș vrea să menționez că, odată cu înmormântarea lui Avram Miancu la Cebea, Cebea, cimitirul din Cebea, a devenit un loc de pelerinaj pentru români. Și sigur, în primul rând, datorită acestei mari personalități și a faptului că aici se păstra, conform tradiției, și goronul lui Horea, despre care se spune că Horea făcea și a conceput, a țesut planurile răscoalei de la 1784. Aș mai menționa doar un singur, un singur, aspect. În 1898, atunci când se împlineau 50 de ani de la Revoluția din 48, zona Băii de Criș și a Țebei a fost înțețată cu zandar, tocmai pentru ca românii să nu poată ajunge la mormântul lui Ia. Acesta, încercarea de asemenea de a ridica un bust lui Iancu a fost sortită eșecului, iar fondul respectiv care a fost strâns a fost confiscat. Aceasta este situația de până la 1918, imediat după 1918. Este chiar și cazul uh, uh, unui ziarist, uh, Albionii, care este închis. Uh, pentru că. Pentru el a fost casierul, a fost fondului, casierul da? fondului și a fost da. 13 luni închis. Prin intermediul lui Slavic, o parte din bani au reușit să fie trecuți peste munți și depuși într-o bancă în București, dar restul banilor a fost confiscat Confisca. și s-a iscat acel proces. În urma căruia, timp de 13 luni, ziaristul da. a stat în închisoare. Da. Sigur. Problemele sunt mai complicate, nu am vrea să intrăm, să Sigur, trecem să imediat trecem ce s-a întâmplat în, perioada după, interbelică. în cele trei segmente ale lucrării da. pe care le-ați descris mai devreme. Perioada interbelică. Perioada interbelică a avut două ocazii de a, a, a comemora sau a aniversa personalitatea lui Avramiancu. În primul rând, în 1922 se împlineau 50 de ani de la moartea sa. Iar în 1924, așa după cum se știe, 100 de ani de la nașterea lui Avramiancu. Imediat după 1919, chiar în cursul anilor 20-21, societatea Astra a pregătit, în primul rând, comemorarea din 1922 prin o serie de intervenții la Episcop, la Mitropolia, mai bine spus, a Sibiului, s-a încercat să se oprească în înhumările în jurul mormântului lui Iancu. Trebuie să menționez că, până în 1924, Iancu era ca orice muritor de rând din Baia, din Baia de Cris sau din Țebea, era înconjurat de alte morminte, sigur mormintea unor localnici mai răsăriți, ca să spun așa, din punct de vedere educațional, dar era sufocat, ca să spun așa, de aceste morminte. Și se dă, se ia această măsură pentru a opri în humările. Dar mai trebuia ceva pentru aniversarea din 1924. Trebuia eliberat locul, trebuia amenajat mormântul, și atunci se iau aceste, aceste măsuri atât pe linia Mitropoliei Sibiului, pe linia Astrei și a administrației Comitatului Zarand. Și mai bine zis, a județului Hunedoara, fiindcă aici nu mai vorbim deja de comitate, era vorba de un județ care cuprindea și zona Zarandului. Cea mai importantă, deci aniversare a acestei personalități s-a derulat în 1924. La ea au participat regele Ferdinand, Regina Maria, primul ministru Ionel Brătianu, ministri, președintele astrei, membri ai Comitetului Central al Astrei, generali, ofițeri, fețe, în alte fețe bisericești din Basarabia, Bucovina, Transilvania, din toate, în toată România mare. E, sigur, poate revenim în timpul discuțiilor. Deci, au fost cele mai importante sărbări care s-au desfășurat în perioada interbelică. Sigur că au mai urmat și alte momente. Un moment a fost cel din, cu această ocazie, a fost cel al aducerii celor doi tovarăși și de luptă, ca să spun așa, a lui Avram Iancu, e vorba de deshumarea osemintelor lui Buteanu și Simion Groza și aducerea lui lor în cimitirul din Țebea. De asemenea, din toată zona munților Apusene, Ardealului, au fost aduse osemintele unor ofițeri, subofițeri și soldați, e vorba de 72, unele cifre, cifre dau 75, care au uh, luptat pentru și au căzut pentru eliberarea artealului. Acestea ar fi momentul important al pregătirii uh, serbărilor de la Țebea din 1924. Au fost momente și mai departe care s-au întâmplat aici, în 1931, e vorba de punerea unei plăci din inițiativa istoricilor Gheorghe Brătianu și Constantin Cediurescu, unei plăci care a fost scultată de către Gheorghe Cantacuzino, arhitectul, o placă de marmură care a acoperit mormântul. Tot în această perioadă a fost ridicată o cruce a eroilor din primul război mondial a celor 46 de eroi căzuți din localitatea Țebea în luptele pe frontul primului război mondial. Mai sunt și alte asemenea, asemenea însemne ale în cimitirul din Țebea care ne îndreptățesc să spunem că aici este vorba de un complex memorial Țebea. Și aș aminti mormântul, monumentul, mai bine zis, eroilor din al doilea război mondial, celor 13 care au căzut, o cruce, de data asta, fiind din lemn, este vorba de o lucrare artistic lucrată în lemn, a unui învățător din Țebea, care, Gheorghe Camber, care a căzut pe frontul de est în 1942. Se adaugă apoi mormintele unor oameni atât politici cât și de cultură care au, și au adus contribuția la de, propășirea, să spun așa, națiunii române. Este vorba de Teodor Pop, cel care un avocat care a fost unul din apărătorii celor trei studenți care în 1900, 1899 au pus acea coroană pe mormântul lui ia. Este vorba apoi de doctorul Pavel Oprișa, care a fost un mult timp director și profesor al gimnaziului și apoi al liceului Avram Iancu din brat. Iată, deci, tot aici se păstrează apoi, puțină lume cunoaște, vreo cinci goroni care sunt legați de o serie de personalități. Este vorba de din păcate nu mai este decât trunchiul din uh, beton, goronul Horia, goronul lui Avram Iancu, goronii sădiți de către regele Ferdinand și regina Maria și un alt goron este cel al generalului francez Bertlot. Uh, mai nou am uh, descoperit niște fotografii în zona Țebei care vorbesc despre o vizită a regelui Ferdinand în 1919 la Țebea. Și probabil că în 1919, însoțit de generalul Berclot, acesta a sădit un goron în cimitirul din Țebea. Iată, deci, momentele care, monumentele care constituie acest complex memorial de la Țebea. Da, practic, uh... Poate că ar mai fi un episod de relatat pe care toți dumneavoastră o să vă rog să-l relatați, dar până ajunge la el, noi trebuie să spunem că la festivitățile din 1924, chiar însă și Regina Maria a împodobit cu flori mormintele celor trei, Avram Iancu, Buteanu, Simeon Groza și de asemenea crucile celor, celor 76 de eroi căzuți în timpul primului război mondial. Însă cu acest prilej, la Baia de Criș se hotărăște și dezvelirea unui bust al lui Avram Iancu, un bust care are o istorie destul de interesantă și pe care dumneavoastră ați relatat-o atât în această lucrare, cât și într-un material trimis revistei Asociației Profesorilor de Istorie, din județul Hunedoara, asociația noastră, este vorba de perspective istorice, relatând această interesantă istorioară a bustului lui Avram Iancu. Da, bustul lui Avram Iancu, despre care se spune că aproape toate lucrările care vorbesc despre istoria lui Avram Iancu despre Revoluție, aproape toate menționează că în 1924 s-a dezvelit un bust lucrat de Corneliu Medrea. Așa apare în toate lucrările menționate. Realitatea este alta. În 1924, un tânăr sculptor arădean, este vorba de Romul sau Romulus Ladea, a realizat acest bust care, sigur, poate mai puțin îndrumat de mari istorici, mă refer la Silviu Dragomir, la Nicolae Iorga și alții care cunoșteau, sigur, personalitatea lui Avram Iancu, a realizat în spiritul concepției sale artistice un asemenea bust. Realitatea e că în momentul dezvelirii, în prezența ministrului cultelor și artelor, a întregii asistențe, lumea a rămas surprinsă de acest bust, și din această cauză și programul regelui, regelui și a reginei nu a mai prevăzut și participarea la dezvelirea bustului de la Cebea, regele, regina și suita sa venind direct la Cebea și nu, nu s-au mai oprit la Baia de Criș în 1920, după ceremoniile acestea din 24, în 1925, cu, prin înțelegerea prefectului și a subprefectului județului Unedoara, pretorul băi de Criș, Nicolae Turucu, din Vața de astăzi, undeva original, a propus și s-a acceptat ideea ca acest bus să fie înlocuit printr-un altul s-a luat legătura cu profesorul Silviu Dragomir și pentru realizarea noului bust a fost indicat sculptorul bucureștean Corneliu Medrea. Și ceea ce se vede astăzi în centrul localității Baia de Criș, în fața clădirii fostului comitat al Zarandului, este bustul dezvelit în 1925, fără a se face multă tevatură, mult amtam, dezvelit și care și astăzi străjuiește centrul. Comunei Baia de Criș. Sigur, poate că nici n-am fi aflat despre acest lucru foarte multe amănunte, dacă nu chiar un ziar cu un de altfel printre puținele sau poate chiar singurul, e vorba de Cosânzeana, a relatat ceea ce se întâmplase în 1924 la dezvelirea bustului, stupefacția lui Alexandru Lepăd, la pedatul ministrul cultelor și până la urmă demersul făcut, de data asta, sub o atentă supraveghere, Cornelul Medrea prezintă mereu schițele și până la urmă concepția finală a bustului, atât Octavian Goga, cât și Nicolae Iorga, cât și sculptorul Paciurea, cât și Silviu Dragomir se interesează ca această realizare să fie temeinică, riguroasă și să aibă o ținută corespunzătoare din punct de vedere artistic și astfel ajungem de fapt că pe placă se păstrează anul 1924, numele sculptorului Corneliu Medra, dar nu este vorba de acea sculptură care fusese, de fapt, dezvelită în 1924. Și acum, domnule profesor, îmi place să vă spun și așa, chiar, da. e, a, e, pentru că noi facem până aici, până, dacă vrem chiar lecție de istorie, e, domnule Joachim Lazer, perioada comunistă are viziuni, să spunem, în ansamblul întregii perioade comuniste, perioada prostalinistă, perioada comunismului național, are viziuni diferite asupra lui Avramiancu și să ne oprim puțin și asupra acestor viziuni. Dar, sigur, această perioadă, imediat după 1948, stă sub uh, impresia, sau mai bine zis, este dirijată de acest Mihail Roller, care, sigur, în concepția sa, uh, Revoluția din 1848 și conducătorii ei, cu excepția lui Nicolae Bălcescu, au fost socotiți undeva, taxați ca reacționari. Și de aceea și numele am urmărit în primele lucrări apărute în 1948, 49, 50, numele lui Avram Iancu aproape că nu se pomenește deloc. Și astfel, până undeva prin 1962 65, Rămân, Avram Iancu este, este cumva trecut în, în uitare. Acest văl ca să spun așa, se înlătură cum, pe măsură ce ne apropiem de uh, anul centenarului din 1972 atunci, imediat de altfel, după 1965, are loc un, o dezghețare, să spun așa, o punere în valoare, mai bine zis, a istoriei naționale. Și lucru care este, este justificat și prin apariția unor lucrări despre Avramiancu. Este vorba de reeditarea cărții lui Silviu Dragomir, Avram Iancu. Trebuie menționat că în 1924 fusese publicată o monografie despre Avram Iancu, celui autor, Silviu Dragomir. Lucrare reluată, sigur, sub presiunea unei alte unei cenzuri, dar care a rămâne totuși o lucrare de bază, cea publicată și aparținând profesorului Silviu Dragomir. Ea este scrisă la puțin timp după ce Silviu Dragomir iese din închisurile comuniste, dar, din câte știu, el n-a mai apucat să-și vadă lucrarea reeditată, ci a apărut postmortem. A apărut postmortem și apoi apare o altă carte, tot despre Avram Iancu, a regretatului profesor Ștefan Pascu, și astfel este... Urmează și alte, asemenea și e, Avram Iancu încet, încet este pus la locul și în valoarea care îi se cuvine. Urmează apoi e, perioada post când, așa cum relatați chiar la început, în cuvântul de deschidere a acestei acțiuni, e, memoria lui Avram Iancu și, în general... E, a Revoluției de, de aici, de la, din Ținutul zarandului este folosit în diverse moduri și de diverse chipuri de către uh, diverse om, oameni politici și de a unor partide sau a altora și fiecare a tras uh, doar să obțină cât mai multe voturi. De aceea, undeva eu uh, Aș reveni la ceea ce s-a întâmplat în 1924. Sigur, noi ar trebui să spunem, completându-vă pe dumneavoastră, de fapt, tot din lucrarea dumneavoastră, că mai mult decât atât, în perioada post-decembristă se observă și vârfuri ale acestei acestor, să zicem, comemorări, care sunt legate în principal de anii Alegere. fundamentali ai... ai, ai, ai ai alegerilor. ai alegerilor, anii decisivi, da. în special la alegerile parlamentare și la alegerile prezidențiale când partidele politice nu sunt reprezentate doar la nivelele 2 sau 3 sau de liderii locali ci sunt reprezentate chiar la vârf și aici putem să discutăm de prezența unor lideri politici de-a lungul acestor 23 de 23 de ani ca și Ion Iliescu, Petre Roman, Emil Constantinescu, Victor Ciorbea Băsescu, Tream Băsescu, Adriana Năstase și Ion Iliescu în, 2000, în 2004. Deci, în acești ani de vârf ai alegerilor prezidențiale și parlamentare, afluența politică este extraordinar de mare. Și foarte interesant că odată cu afluența asta politică, în loc să crească sau în loc să se degaje spațiile și posibilitatea de participare cât mai apropiate de eveniment, apar tot mai multe constrângeri, tot mai multe garduri, tot mai multe măsuri de securitate care într-un fel parcă umbresc ideea că de o participare a oamenilor care de fapt ei doresc să vină la un moment comemorativ. Și că dumneavoastră aveți dreptate să revenim un pic la 1924. La 1924, când a fost, a fost ceremoniile religioase după sosirea, de altfel au început cu o seară înainte de a sosi regele, și anume, conducerea Astrei a vizitat cimitirul din Țebea, au depus coroane de flori la mormântul atât al lui Avrameancu cât și al celorlalți doi tribuni, este vorba de Buteanu și Simeon Groza. A avut loc acea vecernie de seară care s-a făcut, iar a doua zi, în prezența înalților oaspeți, înalții familii regale, s-a desfășurat uh, acel, uh, acel, acea ceremonie religioasă cu cei 36 de preoți, același număr care de preoți uh, care Fusese au fost la, mormântare. la mormântarea din 1872. Sigur, uh, treburile au fost mult mai, uh, cum să spun, liniștite, ceremoniile religioase, apoi cuvântările în alților demnitari, cuvântarea regelui Ferdinand și răspunsul primului ministru Ionel, Ionel Brătianu, toate acestea au pus în valoare, să spun așa, personalitatea lui Iancu și mai mult decât atât eroismul moților. Trebuie să menționăm că a fost adus cu această ocazie și un vechi glotaș al lui Avram Iancu din Comuna după Piatră, care încă mai era în 1924 în viață și care luase parte la bătăliile revoluției din, din Zarant și Munții Apuseni și pe care regele Ferdinand -a recompensat l-a recompensat cu decorația coroana României. Da, e, Sigur că am mai scăpat din vedere unul din, alt, din cele mai importante monumente din cimitirul din țebea, și este vorba de Biserica din țebea. Biserica din Țebia care, sigur, nu mai e aceea care fusese în 1872 când a fost, au avut loc ceremoniile de în mormântare și când se spune clopotele ei au tras trei zile și trei nopți, și uh, o biserică construită de către comuni comunitatea din Țebea între anii 1893 și 1896. De deci, ce aș insista asupra acestui monument, fiindcă el este un monument, chiar dacă e destul de modern, destul de târziu construit, prin faptul că în interiorul ei, chiar în acea perioadă, la sfârșitul construcției, în 1896, au fost zugrăvite patru curcubee care împodobesc bolta, de începând de la acest stâlp de susținere lateral, și împodobesc bolta. Patru curcubee care reprezintă trapelul tricolor românesc. De aceea se spune și biserica cu tricolor. Dar Biserica din Țebia mai este importantă și prin evenimentele care s-au produs aici, care s-au întâmplat. Vreau să menționez că la 31 decembrie 1899, cei trei studenți, unul dintre ei, Scurtu, a cuvântat despre personalitatea lui Avram Iancu în Biserică, în interior, cerând voie preotului Ioan Tisu, un preot bătrân de 78 de ani, și apoi la mormânt au depus o coroană, o cunună, pe care scria Dormi în pace, noi veghem, tinerimea română, coroană care apoi a fost adăpostită în biserică și care a fost apoi confiscată și care a, avut, a făcut obiectul unui proces care s-a derulat pe durata aproapei doi ani. Și s-a sfârșit în mod, să spunem așa, fericit, coroana, cununa, așa cum ea, a fost eliberată, a fost dusă înapoi și sigur n-a mai fost pusă pe mormântul, dar se păstrează și astăzi în interiorul bisericii. Tot în interiorul bisericii se păstrează clopotul de la vechea biserică, care se spune că a tras, așa după cum spuneam, trei zile și trei nopți la moartea Marelui Erou. Un clopot din, datat din 1736. În aceeași biserică se păstrează apoi o altă coroană, a unor foști colegi a celor trei studenți, Scurtu, Novaković și Steier, care în 1943, în solidaritate cu actul făcut, la 1899, au venit cu o mult mai importantă, mai impozantă și au depus-o la mormânt și apoi și aceasta se păstrează în, în interiorul bisericii. Si, uh, multe alte imagini, un steag tricolor adus în, din Statele Unite, se păstrează în această biserică. Practic, Biserica din Țebea este un adevărat muzeu prin obiectele pe care le păstrează aici. De aceea, între monumentele care le înșiră și care constituie complexul memorial, Avram Iancu, complexul memorial, fiindcă așa s-a numit înainte, complexul memorial Țebea, mormântul lui Iancu și biserica sunt două din obiectivele de bază. De altfel, dumneavoastră, ați și scos un alt material, în afară de cartea ta, referitoare exact la... Acest aspect, adică la o viziune de ansamblu asupra a tot ceea ce este la Cebea, în acel loc, și poate că ar fi bine în la cuinte să prezentați și acest nou material al dumneavoastră, chiar, care este sub forma unei, unui pliant. pliant, da? În realizarea lui, sigur, am păstrat titlul vechiului pliant, Complexul Memorial Cebea. Dar vechiul pliant prezenta doar activitatea lui Avrameancu, personalitatea lui Avrameancu. Ori nu era o incompatibilitate între titlu, complexul memorial țebea și conținutul din interior. Și atunci am încercat și sper că am și reușit să prezint toate aceste importante monumente care alcătuiesc complexul memorial de la Sebea. Sigur, am uh, un text care vorbește despre acest complex și care se deschide printr-o imagine fotografică și anume Biserica din Sebea și Voronul lui, Țe, uh, din lui Horea din 1848. Este o primă imagine care arată cum, uh, cum uh, era acest cimitir din Țebea la acea dată în timpul Revoluției de la 4. O altă imagine este cea care prezintă uh, un aspect de la mormântarea lui Avram Iancu. Se vede pe Catafalc, Avram Iancu și uh, mulțimea de moți, se spune că peste 5.000 de oameni au participat la mormântarea sa, când uh, uh, capul coloanei, deci. Uh, defunctul și cu preoții, cei 36 de preoți și cei doi protopopi, Nicolae Mihălțeanu al Bradului și Simeon Balint al Roșiei, ajunseseră la cimitir, coloana nu se însurșise din Baia de Criș, de peste un kilometru. Apoi, murmântul lui Avram Iancu, chipurile celor doi înalți demnitari, regele Ferdinand și regina Maria, care au fost au onorat cu prezența lor, serbările de la Țebea, crucile și mormintele, mai bine zis, lui Buteanu și Simeon Groza, placa realizată în 1931, cele 70 3 sau 75, ele sunt două, de altfel nici nu sunt, nu poartă nicio inscripție, de cruce ale soldaților căzuți pentru eliberarea Ardealului. Mormintele a doi e important, importante personalități ale Țebei și Baia de Criș. Și Borlea, acel care a vorbit la Țebea în momentul, la mormântarea lui Avram Iancu și Teodor Pop, cel care unul dintre apărătorii celor trei studenți în procesul cununei. Crucea eroilor din Primul Război Mondial, din Al Doilea Război Mondial, Troița lui Camber, cel care a căzut pe frontul de est, guronul lui Iancu care este viguros și se păstrează în cele mai bune condiții. Astăzi un bust ridicat în omie în anul 2006 opera ascultorului Ioan Medruț din Deva și, bineînțeles, imaginea Priantului. Pe față este chipul lui Avram Iancu, după celebra pictura lui Barbu Iscovescu, iar partea din spate se încheie cu acest important monument, care este Biserica din Țebea. Iată de deci ce am încercat să punem la îndemâna vizitatorului acest pliant, sigur că o prim, dar el să plece vizitatorul din, în urma vizitării cimitirului din Sebea cu această convingere că, într-adevăr, la Țebea este un complex memorial prin numărul mare de, de monumente pe care le-am prezentat în acest pliant. Da. Ce credeți că ar fi esențial a mai fi spus despre Avram Iancu? Sigur, despre Avram Iancu se poate vorbi mult, s-au scris mii de pagini, s-au publicat zeci de cărți și uh, Avram Iancu rămâne în istoria noastră națională uh, una din cele mai mari personalități. M-aș referi la ceea ce a spus Vasile Goldiș, marele luptător național, cel care a citit și a avut un rol deosebit în întomirea proclamației de la Alba Iulia din 1918, în seara sau în după masa zilei de 30 august 1924, când a pus pe fruntea crucii care de la căpătâiul mormântului lui Avram Iancu, o cornună de flori și a spus următorul, un, următorul lucru. N-are drept la viață poporul care rămâne nepăsător în fața mormintelor glorioase ale trecutului. Iată deci în, acest, în această frază este tot ce putea spune și tot ce ar trebui să facem noi și astăzi și în viitor. Sigur că la Țebea se mai pot face multe lucruri. A fost chiar Astra în 1921, a fost adepta construirii unui mauzoleu. Ideea care apoi a fost preluată și în perioada postdecembristă. A fost și o serie de demersuri pe acest lucru, dar aș vrea să revin iară la 1924 când atâta, atât în alta familie regală regele Ferdinand, regina Maria cât și primul ministru Ionel Brătianu au spus clar mormântul lui Avram Iancu trebuie să rămână simplu așa cum și eroul a trăit în viața sa. Deci, sigur, construirea unui mauzoleu aici ar, ar, face ca Avram Iancu să nu se mai simtă bine închis într-un într asemenea mauzoleu. Avram Iancu aș, ar avea loc lângă el, poate, poate găsindu-se o soluție, acei aproape 1200 de luptători care au căzut într-o în bătălia de la Târnava de Criș. În data de 8 noiembrie 1848. Deci poate gândit de arhitecți pe acel gard sau zid de piatră care împrejmește mormântul, cimitirul, s-ar putea înălța și înscrie, sigur, după ce o serie de arhitecți sau un arhitect și-ar răspune părerea să fie cât mai, cât mai acceptabilă această idee, să se înscrie numele acestor luptători care sunt cunoscuți și cu satul, și cu vârsta, și cu locul unde au murit pentru libertatea națională. Deci informațiile există despre aceștia, numai să poată fi... Pe cuprinse într-un într monument. Într-un monument eu, sau. Eu, da, sau... Da. Sigur, ă, ei sunt mulți monumentul. Da. Ar trebui înscris pe multe, da. fiindcă sunt ă, aproape 500 care sunt cunoscuți și depistați, da. 529, da. de asemenea. Și iată, deci că se mai pot face o, o serie de lucruri de acolo care ar pune. Ar pune în valoare atât cimitirul, cât și, sigur, eu gândind din punct de vedere istoric, sigur, un alt. un arhitect poate gândi din punct de vedere artistic, estetic. Gândeam tocmai ca în centrul acestei mulțimi de eroi căzuți în bătălia de la Baia de Criș, de la Târnava, din zona Baiei de Criș, imediat, să fie chipurile sau, mă rog, chipurile celor trei celor trei conducători, Avram Iancu, Buteanu și Simeon Groza. Iar în dreapta și în stânga, sigur, se înșirvite numele acestor eroi, mulți dintre ei anonimi, care au rămas pe lângă cei 529 care au fost publicați, mulți alții care au fost anonimi, fiindcă după toate cercetările făcute în timpul Revoluției de la 1848-49, românii au pierdut aproape 40.000 de oameni. Da, o cifră impresionantă, dacă ne gândim la o revoluție. Apropo de totuși, revenind un pic și la perioada comunistă, din lucrarea noastră am înțeles că totuși, însuși Nicolae Ceaușescu a vizitat această zonă. Da, la 7 octombrie 1966, eu eram copil atunci, mă rog, tânăr, dar fiind acasă în satul Crișan, auzeam uralele, cum se desfășurau la Cebea, de la Cebea la Crișan, undeva în linie dreaptă, 3 sau 4 km. Nicolae Ceaușescu a vizitat o serie de, nu numai Țebea, au vizitat și Casa Memorială Aurel Vlaicu. Dar la Țebea a plantat un goron care, după cum spun unii, s-a uscat, dar în locul lui a fost plantat un altul. Care în 1989-90 a suferit mânia, cum se spune, da. revoluționarilor care -au, au fost deosebit de satisfăcuți în momentul în care l-au smuls și l-au târât cu tractorul până la brat. Iată, deci n-am putut niciodată să agrez, re, cum să spune, răzbunarea pe copaci, pe cărți, pe icoane, pe alte obiecte care nu au nicio vină. Ele reprezintă un moment istoric. Și probabil că așa cum mai sunt în cimitirul din cebea și astăzi, un goron care este plantat de, de către Traian Băsescu, care sigur văd că se dezvoltă, nu ar trebui să avem niciun fel de repulsie împotriva unor insemne, fiindcă ele reprezintă, vând, nevând epocă. Mă gândesc că, și la faptul că vrând nevrând, noi trebuie să prezentăm uh, și această epocă. Am uh, realizat chiar acum, uh, în e proaspăt scoasă de sub tip, am căutat în cartea de aur să văd la Aurel Vlaicu dacă mai există semnătura lui Nicolae Ceaușescu. Din păcate a fost ruptă pagina cu și nu se mai găsește. Iată, deci, un alt moment. Nu știu dacă... Când în perioada aceea nu mă ocupam de, de muzee, eram tânăr, nu începusem sau eram în primii doi ani de facultate, nu știu dacă există o semnătură cu vizita de la Țebea. Normal că o carte de aur în care a semnat el și toată delegația a fost, dar cu toate eforturile mele nu am dat peste ea. Eu sunt adeptul, și cred că și dumneavoastră sunteți în ace de aceleași părere, adeptul scrierii documentelor, istoriei pe bază de documente. Corect, așa și este, așa și este, nu numai necesar, dar așa, așa și este obligatoriu, pentru că istoria se reconstituie și se constituie pe bază de documente. Și pentru acest lucru, sigur că trebuie să ai la îndemână documentele aparținând fiecare epoci, indiferent de modul în care privim noi o epocă sau o interpretăm, trebuie să avem la bază documentul pe baza căruia să o interpretăm. Sigur că da, restul altfel depinde sau devine, facem tot felul de supoziții, ne dăm cu părerea ori în istorie, chiar dacă unii spun că nu este o știință exactă, în istorie totuși trebuie să te bazezi pe documente, ca să fii credibil. De aceea și această carte, Avram Iancu, Memoria Posterității, are un comentariu sau o parte scrisă de 120 de pagini, iar partea sunt peste 100 și mai mult de 100 de documente care vorbesc despre această perioadă din moartea lui Avram Iancu și până în 2008, când a avut mă rog, când s-a realizat cartea, când am încheiat cercetarea. Sunt documente care vin să susțină ceea ce am scris eu în carte, că altfel lumea oricând te poate și într-adevăr te poate oricând contesta spunând așa a vrut cel care a scris. Nu, este în josul paginii, în subsol, este trimiterea la anexa 20, la anexa 50, la anexa știu eu cât, unde cititorul sau cercetătorul istoricu poate să verifice pe baza documentului ceea ce a fost susținut, ceea ce este susținut în cuprinsul cărții. Așa este, ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul emisiunii noastre. Sper că am reușit să creăm telespectatorilor o imagine mult mai complexă asupra ceea ce reprezintă țebea, cu întreg cortegiul său de monumente, care alături de monumentele lui Avram Iancu, Buteanu și Simion Groza, reprezintă un, să spunem, o imagine a istoriei noastre, nu numai locale, ci și a istoriei noastre naționale. De asemenea, v-am prezentat în această emisiune atât lucrarea domnului Achim Lazar despre memoria, în, în memoria posterității Avram Iancu, cum a fost ea susținută în perioadele despre care v-am vorbit, precum și acest pliant care se găsește bănesc la Cebea sau se va găsi și duminică, nu? a fi la, fil, la cebira, Așa. dispoziția Exact, pentru a putea avea informații cât mai precise asupra fiecărui obiectiv istoric care a fost tratat, un istoric al ei și, de asemenea, pentru a crea o imagine cât mai complexă asupra acestei loc, Cebea, pe care unii l-au numit Panteonul Morților, alții îl numesc Complexul Memorial Cebea, oricum una peste alta, el reprezintă un loc istoric care trebuie vizitat. Și de asemenea, sigur că duminică lumea va merge și pentru acest eveniment al comemorării morții lui Avram Iancu și probabil că va fi bine ca lucrurile sau va fi foarte bine ca lucrul de bază să se axeze pe acest context istoric și pe istorie și mai puțin pe alte lucruri pe care unii oameni și le doresc de a le pune în evidență pentru că nu până la urmă noi mergem la o comemorare pentru a ne gândi la cel care a fost și cel care este în centru acestei comemorări, eroul Avram Iancu. Domnule Lazar, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune și sper că cu această ocazie să debutăm un șir de emisiuni pe care îl vom realiza la fețe nevăzute ale istoriei, legate și de istoria locală, pentru că de multe ori cunoaștem evenimente naționale, cunoaștem evenimente ale istoriei universale, dar uneori ne trec cu vederea tocmai locurile care sunt lângă noi și anume rolul și locul istoriei locale. Da, vă mulțumesc și eu. Sunt deosebit de satisfăcut de faptul că am încercat să punem în valoare acest panteon de la Țebea, eu chiar în finalul pliantului am spus că întreg Zarandu este un panteon a istoriei naționale, dacă avem în vedere locurile de acolo unde s-au derulat evenimente istorice deosebite. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenția care ne-ați acordat-o și până la o nouă emisiune vă dorim toate cele bune!